Deci, dragilor, să facem o recapitulare scurtă. Clătești, pe râu Argeș, aproape de Oltenița. Pe 15 iulie 2022. Haideți să ne uităm puțin cum arată apa, de fapt, ce spun eu apa, ce a rămas din apă. Deci așa arată Argeșul la Clătești, în amonte de podul de tuburi. Jumătate apă, jumătate uscat. Dacă vă arăt ce e naval, vă apucă plânsul. Vedeți? E un pescar acolo și atât, că n-ai ce să faci prea mult. Arunc de 2-3 ori. Să nu zică cineva că n-am încercat. După care am și plecat. Dar ce să arunci, că aici sunt șanse mai mari să încurc. Foarte greu să pescuiești apa asta. Foarte greu. Hai să încerc să dau de două ori aici, în amonte de două ori, în avalci. Cam asta e, ce să... Venit, văzut și fugit. Cât cuprinde-o, cât vezi cu ochi, n-ai ce să faci. No, nu ai cum să dai. Hai să încerc una și în amonte. Aici cel puțin am mai mult spațiu și poate mă ajută și apa. Da, nu. No. No. Să mai uit un pic, să văd vreun culoar aici, da. Și să vezi că nu... No. Asta este, dragilor. Cam atât. De la Clătești. De astăzi. Ce să vă zic? O zi bună. Mai bine, la revedere.